Hristos a înviat, salutare și bine ați revenit pe canal din nou. Mă aflu la poligonul FanArm și în magazinul poligonului FanArm, unde astăzi vreau să vă prezint 5x3x8 arme destul de interesante pentru voi, publicul. Și începem, ca al meu cameraman, tot să țin partea asta, începem cu niște două lise de la Hublu, un Atrox și un Renova, dacă am zis bine. Aici avem o carabină Tica, în Tica T3X, cred că e în 3006 calibru, în fine este irelevant, și două carabine bolt action, una în 308, dacă nu mă înșel, asta în 308 și asta în 3006, Bergara B14 de la MLD Guns. Băieții din București, unde m-ați văzut pe mine? Ok, hai să începem cu Bergara. Așa că, pentru cei care, asta e Bergara în calibru 3006, este modelul, imediat să vă zic, B14, nu am efectiv denumirea modelului, în fine, Bergara B14 în calibru 3006, cu corp din polimer, asta e din lemn, parcă? Da, asta e din lemn și asta e cu corp din polimer. Vreau să vă prezint o chestie foarte mișto la ea, ce am constatat. Merge ușor, deci închizătorul merge ușor. Nu la fel de ușor precum la Tica T3X, dar o să ajung și la Tica în curând. Deci, acum ne concentrăm pe Bergara. Bun. Și să vedem trăgat ce avem. Piedica aici în partea dreaptă, dacă am tras în pârghia înspre mine, da, este pe safe. Și avem și indicator vizual sub forma două puncte de culoare, roșu cu alb. Se vede? A focusat? Apasă pe ecran, pe trăgacea. Pe ecran. Bun. Și cât de ușor este trăgaciul? Foarte. Am ridicat. Am introdus un nou cartuș. Trăgaciul este foarte, foarte ușor. Încărcător de... ia să vedem, scrie pe câte bucăți. Nu. Câte în cablu 3006? Cred că undeva maxim 5. Până în 5. E bolt action. În fine. Un detaliu, sincer, care pe mine mă depășește. Dar cred că maxim 5 cartușe vor încăpea. Și aici avem Bergara. Ia să vedem tot modelul B14. Da, B14 în calibru 308 Winchester. Corp din lemn. Armele amândouă vă vin fără montări, fără lunetă, fără nimic. Bănuiesc că vin chele, nu? Bun. Am directorul de magazin aici lângă mine și îmi dă indicații. Ok. Același sistem. E mult mai ușor închizător. Momentul și la asta și la asta. Momentul în care ajunge în capăt are un hop ca un șanț, așa-l simt. Și trebuie să tragi un pic mai tare. Se mișcă ușor. Și hai să vedem cât de ușor este trăgaciul. Îmi face impresia că la Bergara B14 în calibru 308 trăgaciul este o idee mai tare. Același sistem la ambele, da? Cu safety. Diferă mânerul boltului. Dar important este că dacă locuiți în zona centrală a țării, în special în Reghin, respectiv în județul Mureș, puteți veni la magazinul FanArm și să cumpărați Bergara. Dacă vă plac armele Bergara, mai ales dacă ați văzut și la mine, eu am pe Betty Bergara BA13 Takedown în calibru 308 Winchester. Și hai să continui cu seria de carabine. Și aici am o Tica T3X, made in Finland, în Finlanda. Bergara sunt făcute în Spania și vă spuneam mai devreme că ceea ce am constatat la Tica, asta e în calibru, cred că tot
3006, că e tubul mare, e încărcătorul mare. Și am constatat la ea și mi-a plăcut foarte tare este cât de ușor se mișcă închizătorul. Extraordinar de ușor. E fenomenal. Și hai să vedem trăgaciul. Cam aproximativ la fel de tare ca la Bergara în 308. Dar este suficient pentru un vânător. Corpul este din polimer, din plastic, vine cu cătări mecanice, aparate de ochire mecanice, lucru cu care Bergara nu vin, armele Bergara nu vin, dar spre deosebire de cumva ca o diferență între ele, dacă la Tica avem aparate de ochire mecanice, cătări mecanice, nu avem țeavă filetată. Lucru care există la armele Bergara. Ele nu au aparate de ochire mecanice, dar în schimb vin cu țeavă filetată. Așteptați un pic că filetul lung și nu degeaba l-au făcut lung. Filetul e foarte lung. Ok? Deci avem filet pe țeavă. Uite așa se vede mai bine pe contrast. Se contrastează? Ok. Vă spuneam și la Betty, a mea de acasă, la BA13 Takedown, ce se poate monta pe o armă cu țeavă filetată. La noi în România, nu uitați, este interzis să ai amortizor de sunet, deci silencer, așa că ceea ce este permis să-ți montezi pe țeavă filetată este un compensator pentru recul. Deci, dacă sunteți fan Tica și locuiți în zona centrală a țării, da? Mureș și județele învecinate, sunteți vânători sau pătiți sportiv, nu puteți să cumpărați. Deci vânători, bolt action, da? Nu puteți să vă cumpărați cu percuție, cu care folosesc muniție cu percuție centrală, trebuie doar pe vânătoare, colecție sau destinație utilitară. Așa că puteți veni la magazinul Fanarm să vi le achiziționați. Și acum, să vă prezint două lise, să le pun pe astea aici, pe tot sunt carabină, și o lisă semi-automată Huglu Renova. Mi se pare foarte șmecheră arma asta. Este fenomenală. Se simte foarte bine construit, foarte închegată. Este subțire când o apuc. Deci nu este... Priza pe arma mi se pare genială. E fenomenal. O pot controla foarte bine. Mâna de suport, deci corpul armei se întinde foarte mult sub țeavă, da? Deci mânerul pentru mâna de sprijin este foarte înaintat, motiv pentru care mie îmi permite ca trăgător să îmi întind foarte mult mâna de sprijin, de suport, astfel încât să controlez arma cât mai bine, spre deosebire de multe arme la care trebuie să ții mâna de sprijin, mâna de suport. Să o țin îndoită, știi? Eu apreciez că o pot controla mult mai bine în felul ăsta. Armă făcută în Turcia. De asemenea și scrie aici, dacă poți apropia cu camera. Made in Turkey, da? În calibru 12. Se vede? Ok. Și este o semi-automată. Mi se pare că are blocator, deci o puteți cumpăra pe vânătoare și are blocator pentru 2+1 și puteți să-i îndepărtați blocatorul dacă vreți să o cumpărați pe Tir Sportiv, de exemplu. Cât ai spus că intră în ea? 6? Acum 2+1. Da, dacă îndepărtăm blocatorul, 5+1. Ok. Și țeava este de 3 inci. 3 inci înseamnă Super Magnum sau Magnum? În fine. Deci țeava, camera cartușului, de fapt, îmi indică aici, da, deci Huglu, calibru 12, 12 gauge, 3 inci. Înclin să cred că e Super Magnum, 3 inciu. 3 inci înseamnă, deci un inci are 2 cm jumate, deci vin 5 cm, 2 inci, 3 inci, 5 cu 2, 7, 7, deci cred că Magnum. 7,5. Da, deci Magnum. Ok. În plus, vă vine cu aparate de ochire mecanice, cu fibră optică
și cu șină Picatinny pe care puteți monta Red Dot sau orice alt accesoriu care doriți, orice doriți voi. De asemenea, vom trece la o pompă, tot Huglu, Huglu Atrox. De asemenea, confecționată în Turcia. Asta arată foarte tactic. Țeava este scurtă, este de până în 60 de centimetri, motiv pentru care o puteți achiziționa foarte ușor, se încadrează pe B7, da? Conform anexei legii armelor. Vă vine de asemenea cu aparate de ochiere mecanice. În față, pe cătarea față, aveți fibră optică de culoare roșie, dar cred că asta e relativă. Se vede? Uite așa. Se vede roșu. Nu? Ok, lasă, nu-i problemă. Problema cu focusul camerei. Ok, aveți o cătare din spate. Este sub forma unui orificiu, în centrul căruia trebuie să aliniați cătarea față. E simplu. Ok, vă vine cu șină Picatinny, pe care puteți regla, muta mai în față, mai în spate, aparatul de ochiere, cătarea spate. Sau puteți monta un Red Dot, sau știu, o lunetă, fiecare în funcție de preferințe. Vedem, magazia de cartușe de muniție este destul de lungă, este lungă, chiar mai lungă decât țeava, pentru că în vârful țevii avem un compensator de recul, da, un compensator. Ia să vedem, se demontează, că asta n-am... Da, și demontează. Și aveți deasupra țevii o structură metalică de protecție, asta ca să nu vă frigeți. Presupun, nu? În momentul în care se încinge țeava, ai tras foarte mult, să nu te frigi la mână. Bineînțeles, va degaja căldură, dar nu o să te frigi mai mult ca să... Și hai să vedem cât de puternic, cât de mult trebuie, cât de tare trebuie să apăs pe trăgaci. E destul de tare și în plus vă vine și cu șină Picatinny de desubt pe acest, să spun așa, mânerul manșun al shotgun-ului. Unde aici, sincer, nu știu cât de bine ați putea voi să montați o lanternă. Se vede? Nu? Așa? Bun. În momentul în care vă agățați o curea, a trebuit să vă vină cureaua, să o purtați pe lateral, pentru că se va încurca în șina Picatinny. Prețurile sunt destul de mici, văd că nu are prețul pe ea. Dacă nu mă înșel, parcă în jur la 2500, ceva de genul. Ok, nici pe semi-automată nu avem aplicat prețul. Oricum, hugurile sunt destul de ieftine. Dacă veți da o căutare pe internet să vă interesați de prețurile lor, o să le vedeți foarte, foarte ieftine. Acum hai să trecem mai departe și vreau să vă prezint două pistoale Ford. Tot de la MLD, pentru că magazinul FanArm este colaborator MLD Guns. Și am să încep cu această minunăție de pistol. Este un Ford... Ia să vedem modelul Ford 10R în calibru 9 mm, nu că stai în lumină, în calibru 9 mm, da? Bila de cauciuc, are un încărcător cu capacitate redusă de 7 cartușe și, așa cum a explicat și Liviu de la MLD în materialul video anterior, la un asemenea pistol de asemenea dimensiune, nu ai cum să ai un încărcător mai mare. Deși, din punctul meu de vedere, cred că constructorul, cred că producătorul Ford ar fi putut să bage un double stack la acest tip de pistol și să îngroașe un pic mânerul. Dar pentru o persoană cu mâna mică, este un pistol destul de comod. Încărcătorul are un base pad, deci are o extensie în partea de jos, care permite trăgătorului, eu am mâna mult prea mare, permite trăgătorului să facă o priză relativ bună pe pistol, deși pentru mine este mult prea mică, ar trebui un base pad, deci o extensie ceva mai mare, pentru că, ia uitați, cum îmi vine degetul mic, deci degetul meu ar trebui să vină undeva aici, dar repet, pentru că am mâna foarte mare,
Nu merge. Da? Deci Dumnezeu mic va fi sub încărcător. Și ceea ce este interesant la acest pistol este că nu are cocoși. Da? El este double action. Continuu double action. Deci trebuie să apeși pe trăgaci. Bun. Chestia asta, lucrul ăsta are dezavantajul că e trăgaci mai tare. Dar să vă arăt ceva foarte interesant. Da? Uite, pistol de autoapărare. Bagi în buzunar. Da? Stai cu mâna în buzunar. Îți dai seama că am pistol. Nu. Și când, da? Și când îl scot direct. Gata să trag. Bum, 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 bum. Este, v-am spus, pistol în, de autoapărare cu bilă de cauciuc, confecționat în Ucraina. Dar ce mai este ideal pentru femei și pentru persoane de statură mică. Trecem mai departe la Ford 17R în calibru 45 bilă de cauciuc. Da? Vede? Ne scuzați un pic, avem probleme cu focusul în ceea ce privește camera. Ok. Ford 17 are cocoși în calibru 45 bilă de cauciuc. În momentul de față, calibru 45 este cel mai apreciat calibru, din câte am observat, în rândul deținătorilor de arme, de pistoale, arme scurte, da? Pistoale cu distanță autoapărare, deci pistoale cu bilă de cauciuc. De ce? Calibru 45 în sistemul imperial înseamnă 11,5 mm în sistemul metric. Dar, ceea ce v-a explicat Liviu în materialul video anterior pe care l-am realizat la băieții de la MLD, este următorul. Deși bila proiectilului este în calibru 45, țeava nu este în calibru 45, este mult mai strântă, mult mai îngustă. Și întreaga țeavă este confecționată de asemenea manieră încât să-ți fie ție imposibil posesorul, trăgătorul, să introduci muniție specifică armelor de foc letale. Deci nu poți să introduci un 9 mm glonț sau nu încape, este imposibil, eu știu, un 32 ACP, adică 7.65x17, 9x17, nu se poate, dar este imposibil practic. Și ceea ce am reținut de la Liviu din explicațiile sale a fost faptul că țeava este îngustată la fortul, este îngustată uniform, nu este sub formă de pâlnie, nu are bunghiuri. Bila nu suferă nicio modificare pe țeavă, nu se lovește de absolut niciun impediment, niciun țâmburuș, niciun bun, nu trece printr-o zonă strâmtorată, eu știu, în trei colțuri, în patru colțuri, să se facă praf în momentul în care iese din țeavă. Lucrul ăsta, dacă nu mă înșel, parcă l-am spus și atunci și îl repet și acum, îmi creează mie convingerea intimă că între pereții interiori ai țevii și proiectil, adică bila de cauciuc, ori nu trec deloc, ori trec foarte puține gaze, având în vedere dimensiunea proiectilului, care este mai mare decât peretele diametru interior al țevii. Da? Deci avem bilă calibru 11,5 mm sau 45 în sistemul imperial și un diametru interior al țevii foarte mic. Dacă nu mă înșel, parcă sub 9 mm. Ceea ce face ca o cantitate mult mai mare de gaze, dar rezultate în urma arderii încărcăturii de azvârlire, să împingă bila pe țeavă înspre exterior. Și avantajul, acum eu vă fac o afirmație pe care am făcut-o multora care m-au sunat și m-au întrebat. Din punctul meu de vedere, avantajul unui calibru mai mare la pistoalele cu bilă de cauciuc este următorul. Un calibru mai mare, un proiectil mai mare egal energie cinetică mai mare. Cu alte cuvinte, când tragi un agresor, ăla simte. Are șanse mult mai mari să simtă decât în situația în care folosești, cum este în cazul ăsta, 9 mm bilă de cauciuc. Dar și la acest fortuleț, că altfel nu pot să îi zic, da? Țeava, din câte am înțeles, țeava la fel este netedă, nu are niciun impediment și biluța la fel trece neîmpiedicată pe țeavă, da? Nu împiedică, nu se lovește de absolut nimic, dar fiind un calibru mic, 9 mm, bilă de cauciuc, proiectilul va fi foarte ușor, precizia va avea de suferit. Dar ceea ce trebuie voi să rețineți este următorul lucru.
pistolul este gândit pentru autoapărare. Când tragi cu o armă în legitimă apărare, adică în autoapărare, nu tragi, mai ales dacă ai un pistol cu bilă de cauciuc, nu tragi la distanțe foarte mari, pentru că este greșit și singurul care va avea de pierdut vei fi tu. Să consider că dacă ai un pistol cu bilă de cauciuc, indiferent în ce calibru este el, poți să lovești agresorul, să nimerești agresorul de la 50 de metri sau știu o altă distanță, 30, 40, 20 de metri. Nu. Șansele, precizia la distanță scade mult mai mult. Și trebuie să te antrenezi, să te obișnuiești, să lovești ținte aflate de până în 10 metri, părerea mea. Cu cât calibrul este mai mare, cu atât te poți duce un pic mai încolo. Dar aceeași nu vei avea aceeași precizie la un pistol cu glonț și la un pistol cu bilă de cauciuc. Asta vă dau un scris, vă garantez, oricând. Important, al doilea lucru important pentru voi este următorul. Vreți să cumpărați locuiți în centrul țării, nu puteți ajunge, este mult prea departe să ajungeți până la București, la MLT, veniți la magazinul FanArm să cumpărați pistoale marca Ford. Pentru că FanArm este colaborator cu MLT și puteți găsi la băieți aici la FanArm pistoale Ford. Repet, Ford 10R și Ford, am spus Ford 17R, uite așa, să se vadă, da? Denumirile pe ele.